Ei, dragi prieteni, bine v-am găsit. Dacă mă vedeți în felul în care mă vedeți, în acest moment vreau să vă spun că sunt la modă. De ce? Vorbesc pe nas, gâtul mă doare, arăt ca frasul, fiindcă sunt răcit și sunt bolnav. Sper să nu se transmită prin calea undelor, video, mă refer așa, prin semnalul de televiziune, ceea ce am eu, fiindcă cred că nu o să vreți dumneavoastră. Din când în când, așa ca să mă dau mare, să mai tușesc, îmi reglez vocea, fiindcă spargem două ouă, după care punem o lingură de zahăr, un pic de sare, ca să mă dau mai important, știți? E, sunt răcit și asta este, e la modă și nu puteam să ratez ocazia, da? Haideți să vă spun, bine v-am găsit, vă spun că sunt bucuros, vă spun că să gătim ceva ușor, rapid și foarte, foarte, foarte gustos pentru un sfârșit de săptămână. O să vedeți, se face foarte repede, de scump. Eu zic că nu este scump deloc și mai ales, cum să vă zic, aveți la îndemână tot ce vă trebuie. Nu o să începem fără să le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa, cei care, ca de fiecare dată, sunt alături de noi, iată, și la un desert bun și gustos. După cărnuri și după alea și alea și alea și alea, merge foarte bine ceea ce pregătim noi astăzi. Dar ce pregătim noi astăzi? Hai că vă spun. Facem niște papanași, papanași ca la mama lor, dintre aia buni, faini, gustoși, aromați. O minune! Nu o să mai fac asta, fiindcă se aude altfel. Bun, până una alta să vă spun că avem nevoie pentru o porție. Atenție! Aici trebuie să cântărim un pic, fiindcă altfel ne ies papărașii de pium, tragem cu ei pe perete. Un kilogram de brânză dulce de vaci sau de vacă. Dacă luăm de la o singură vacă, laptele înseamnă că e brânză de vacă. Dacă luăm de la mai multe, e brânză de vaci. Da? Așa. După care mai avem nevoie de 400 de grame de făină, 100 de grame de gris, 100 de grame de zahăr pudră, un zahăr vanila dacă vă place mai aromat, niște coajă de lămâie, cam o linguriță de bicarbonat, ce ne mai trebuie, un pic de sare, 4 ouă, ouă de țăran dintre alea bune, faine, galbene, adică de la țară, nu mă înțelegeți greșit. Ce ne mai trebuie, niște coajă de rasă de lămâie, am spus, păi cam astea, un pic de sare și pe parcurs poate mai mi-amintesc eu ceva. Nu că le-am spus pe toate. Până una alta le trântim pe toate în, și ulei pentru copii, bineînțeles, și smântână pentru servici, și dulceață și da, toate pe rând, nu-i așa? Haideți să mergem la mixer să vă spun. Bun, așa cum spuneam, în primul rând spargem ouăle. Tot aici punem zahărul. Trebuia să pun invers, pe partea altă să fie mai artistic. Aici avem sare și cu bicarbonat. Așa, și ce o să mai punem noi înăuntru? O să punem coaja de la lămâie. Bine. Aici avem brânza. Așa, și rompim brânza și o punem în mixer. Grisul. Așa, am pus-o. Am pus-o toate, de fapt așa cere rețeta. Dacă brânza e mai apoasă, atunci trebuie mai multă făină. O luăm masa, adică luăm făina și o dăm pe masă. Bun. Punem o parte din aluat pe făină. Deasupra venim așa și îi potrivim, nu prea mari, nici prea mici, așa, cu paharul. Decupăm eine kleine papanaschen. Așa, rupem aluatul de pe lângă. Bun. Așa, un alt pahar mai mic. Venim în mijloc. Și mai facem o dată o bucurie. Bun. Și le lăsăm deoparte.
venim cu altă bucată de aluat. Aluatul e mai moale un pic, se prinde de degete, nicio problemă, așa trebuie, fiindcă dacă nu, iese prea tare după aia. Venim cu paharul. Scoatem papanașul. Îi scoatem un ochi. Bun, după care mergem și prăjim. În ulei un 5 punem să se prăjească papanașii. Și lăsăm până se ridică deasupra față, vedeți? Și mai încoace să vă vadă telespectatorul, nu vă ascundeți acolo. Bun. Mai răsucim o dată. Astea mici îți deștepte, se răsuce singure. În primul rând, eu fac așa. Pun un pic de smântână pe fundul platoului. După care iau papanașii. Câte 3-4 la o porție. Cât îți dă mâncai cei care sunt la masă? Așa. E, acum. Aici vin. Cu un pic de dulceață. De vișine, de mure, de afine. De cireșe, chiar și de cireșe negre. Ce aveți dumneavoastră? Dar să fie un pic mai altfel. Nu o să puneți acum de prune. Bine. Acum luăm câte un moț. Așa. Peste. După care luăm smântână. Nici prea multă, dar nici prea puțină. Căutăm câte o bucată de fruct întreagă. Tot din dulceață. Bine. După care luăm niște zahăr pudră și pudrăm bine, 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 bine. Eu zic că arată deosebit gustul, dacă l-ați ști ce bun e.
E, dar pentru a afla gustul aveți doar o singură metodă sau o singură posibilitate. Puneți mâna și faceți. Puneți domnilor dumneavoastră mâna și treceți la cratiță. Ce mă jurați acum. Ce copios. Câte mi se trimit, ce mi se dă de mâncare și ce mi se umple frigiderul, nu-i așa? Dar de ce să nu gătiți și dumneavoastră în final, domnilor, nu-i așa? Puneți-o pe doamnă să mai schimbe câte o siguranță, să mai schimbe câte un bec, să mai schimbe o roată la mașină, să mai... Lasă că știu și dânsele destule. E, cam asta a fost pentru astăzi. Păpănașii, să ne mai pomeniți. Da, sunt foarte fain, păcat că nu prea miros, fac pe nebunul numai așa în fața camerei. Eu vă spun la revedere, dar nu plecăm și nu ne luăm rămas bun, fără să le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi, cu un desert delicios, bun și gustos și foarte rapid de făcut și super fain. Și pe care pun pariu că nu l-ați mai mâncat de mult. Cam asta a fost pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare, vă pup, ceau, ceau și să fiți sănătoși!